Bună ziua, vă salută Tatiana. Cum am de făcut o coroniță pentru o comandă, am decis ca aranjamentele pe care le voi face să le fac împreună cu dumneavoastră. Voi folosi produse cumpărate din magazin, pentru că așa dorește persoana care mi-a dat ordinul. Și de aceea voi folosi toate produsele care le-am găsit în magazinul de specialitate. Voi folosi această pamblică pentru a forma mai întâi o fundiță. Această fundiță va putea fi folosită și precum un aranjament depus pe crenguța brăduțului, chiar depus într-un loc anume, în modul în care să ne împodobim casa cât mai frumos. De aceea voi face pentru dumneavoastră acest aranjament, voi vorbi mai puțin, mă voi opri aici la lucru pe care trebuie să îl fac. Deci voi face, așa cum ați văzut, fundița principală, ați văzut de multe ori la mine modul în care eu o realizez. După ce mi-am luat măsurile, voi lipi cu lipiciul lichid. Nu prea-mi place aici. În sfârșit. Deci voi folosi lipiciul lichid. Cu ajutorul lipiciului lichid voi atașa tot ceea ce eu consider că face parte din aranjamentele pentru Crăciun. După ce s-au lipit bine, voi face o fundiță albă pentru a-i da un pic mai mult din culoarea Crăciunului și o voi atașa și pe aceasta. Voi tăia colțișorul și de o parte și de cealaltă și veți vedea cu puține ornamente cumpărate din magazine putem realiza un frumos ornament. Am descoperit acest mod de a realiza fundița perfectă și cred că este cel mai ușor mod de a o realiza, fără să ne chinuim prea mult. Voi atașa aici, deasupra. Voi ține apăsat să se lipească.
Iar pentru a întregi ornamentul, voi pune această crăciuniță și astfel voi încheia această parte. În felul acesta, după cum vedeți, cu un pic de panglică, cu câteva din aceste rămurele pe care le puteți găsi în orice magazin, mai ales acum, în perioada sărbătorilor de iarnă, puteți realiza un astfel de mic aranjament cu care să decorați ceea ce doriți dumneavoastră, fie o coroniță, fie să puneți la poartă, la ușă, pe perete, în casă, într-un loc care să vă atragă. Eu atât am dorit să vă prezint, sunt Tatiana și ne întâlnim cu următorul tutorial. La revedere!